Un bărbat a dat atacul la o bijuterie din Timișoara în plină zi. Poliția este în alertă și îl caută pe atacator. Un individ a intrat în magazinul de bijuterii în piața 700 din Timișoara, nu înainte însă de a se asigura că nu sunt clienți înăuntru. A cerut să vadă două lanțuri de aur pentru a le cumpăra. Apoi, în loc să scoată banii să le plătească, le-a smuls de pe vitrină și a încercat să fugă. Patronul a încercat să îl oprească, așa că hoțul a scos un spray paralizant și i-a pulverizat în fața bărbatului, apoi s-a făcut nevăzut. La data de 20 februarie 2024, în jurul orei 13, polițiștii secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a pătruns într-un magazin de bijuterii de pe strada Brediceanu din Timișoara, ar fi dat cu spray paralizant în direcția proprietarului magazinului și a sustras două lanțuri de aur. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt, depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și dispunerea măsurilor legale care se impun, transmit reprezentanții IPJ Timiș.